Cum frați și surori, în Domnul Iisus Hristos vă salut cu pacea Domnului în acest ceas de seară, la început de Sabat Sfânt. Ne mai despart câteva momente, minute, până la începutul zilei de odihnă, zilei sfinte de închinare puse deoparte de Dumnezeu încă de la creațiunea Pământului, înainte de căderea omului în păcat. Ne bucurăm nespus de mult că putem să vă salutăm și în această seară, tot prin mijloacele de comunicare. Sperăm că ați avut parte de o săptămână binecuvântată alături de Dumnezeu. Domnul a fost alături de dumneavoastră, v-a ascultat rugăciunile, sunteți bine, sănătoși și dumneavoastră și cei dragi, iar acum putem să ne odihnim la picioarele Mântuitorului nostru. Am vrea să spunem în același timp un bun venit celor care poate ne urmăresc pentru prima dată în această ocazie de seară. Fie ca pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și peste dumneavoastră acolo unde vă găsiți. În mod deosebit dorim să îi salutăm și să îi încurajăm pe cei care sunt nou născuți în sânul Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Așa după cum am spus și în prezentările anterioare, sunt multe persoane care ne-au scris, ne-au încurajat prin experiențele lor, oameni care au luat hotărârea de a păși ca membri Bisericii de ziua șaptea. Chiar în decursul zilei de astăzi am primit mai multe fotografii de la aceste persoane care au primit botezul prin Harul lui Dumnezeu în săptămâna trecută. Și în această săptămână, din nou am fost încurajat să aud experiențe deosebite ale celor care au vizitat pentru prima dată o biserică adventistă de ziua a șaptea. Dumnezeu să-i încurajeze, să-i îmbărbăteze și să pășească mai departe prin credință în umblarea lor cu Dumnezeu. Înainte de a deschide cuvântul lui Dumnezeu în această seară, aș vrea să vă invit să ne plecăm pe genunchi toți aceia dintre dumneavoastră care aveți posibilitatea și să ne rugăm lui Dumnezeu. Vă invit să ne plecăm pe genunchi în această ocazie. Tatăl nostru care tronezi în ceruri, cu deplină recunoștință venim, Doamne, la picioarele Tale, la acest început de Sabat Sfânt, recunoscător pentru mila și pentru bunătatea Ta. Îți mulțumim pentru tot ceea ce Tu ai făcut pentru noi în această săptămână. Îți mulțumim, Doamne, pentru dovezile iubirii Tale. De cel mai mult suntem recunoscători de răbdarea pe care Tu o manifesti față de noi, niște păcătoși, niște oameni slabi care avem mare nevoie de Tine. Doamne, Te rugăm să ne ierți mai întâi de toate de orice lucru pe care l-am făcut rău înaintea Ta,
Iartă-ne și spală-ne în sângele Domnului Iisus Hristos și ajută-ne, Doamne, să ne venim în fire fiecare dintre noi. Să ne cercetăm umbletele noastre în lumina Cuvântului Tău și să ne apropiem de Tine, căci venirea Ta este aproape. Lasă pacea Ta peste noi cei din locul acesta. Te rugăm și pentru cei care sunt adunați încă în casele lor, în familiile lor. Binecuvintează-i, Doamne, și ascultă-le rugăciunile lor sincere. Ajută-ne să ne apropiem de Tine în aceste vremuri solemne în care trăim. Pacea Ta să rămână peste noi. Prezența Îngerilor Tăi cei sfinți să fie în casele noastre, căci Te-am rugat în meritele Domnului Hristos și îți mulțumim. Mai multe persoane în această săptămână care a trecut, chiar și sabatul trecut, unii dintre dumneavoastră ați scris și ați întrebat care a fost motivul pentru care nu am putut transmite în direct în sabatul trecut, ba chiar și în această săptămână. Însă, dacă vă este de folos, aș vrea să vă mulțumesc tuturor acelora care s-au rugat pentru noi. Mai multe persoane au părut îngrijorate și s-au gândit că s-a întâmplat ceva cu noi în locul acesta sau cu mine personal. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că încă suntem sănătoși, suntem în viață și suntem din nou gata să slujim pe Dumnezeu. Sabatul trecut a fost un timp dedicat lucrării lui Dumnezeu. Într-un mod special ne-am îndreptat atenția asupra experiențelor unor membri ai familiei și deși fratele Orășanu nu a slujit înaintea dumneavoastră, eu cred din toată inima că Duhul lui Dumnezeu a fost acolo cu fiecare dintre dumneavoastră și ați avut parte de un sabat binecuvântat, mai ales că în anumite părți ale țării noastre, locașurile de cult sunt deschise într-un anumit fel. Am văzut fotografii ale fraților care se adună în curțile bisericilor la o distanță oarecare și cu anumite măsuri care trebuie luate și frații se bucură de părtășie. Fie ca Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți și în acest sabat care ne stă în față și împreună să ne apropiem mai mult unii de alții, dar cu cât mai mult de Domnul. Mesajul nostru din această seară va fi un mesaj simplu, însă în același timp este un mesaj care ar trebui să ne pună pe gânduri pe fiecare dintre noi. Și aș vrea să vă invit să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Matei, la capitolul 24. Matei, la capitolul 24. Vrem să citim împreună de aici, de la versetul 37 la versetul 39. Matei 24. Vrem să citim de la versetul 37 la versetul 39. Aici Domnul Hristos face referire la o anumită perioadă a istoriei acestui pământ, o generație de oameni de la care noi avem foarte mult de învățat în contextul zilelor în care trăim. Matei 24, de la versetul 37, aduc în atenția noastră zilele dinainte lui Noe. Biblia spune, cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aigoma se va întâmpla, sau la fel, se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Deci Domnul Hristos acum ne prezintă viitorul din perspectiva trecutului. Din nou și din nou în Sfânta Scriptură ne este prezentată această metodă prin care Dumnezeu dorește să ne învețe cu privire la viitor. El ne îndreaptă să privim în trecut pentru a înțelege viitorul. Și de data aceasta, în pasajul pe care tocmai l-am citit, Hristos ne îndreaptă atenția asupra zilelor lui Noe și El spune exact starea lumii prezentă în lume în acele zile este ceea ce noi vom vedea la sfârșitul istoriei acestui pământ. Cum a fost în zilele lui Noe, la fel va fi și la sfârșitul istoriei acestui pământ înainte de venirea Fiului Omului. Acum Domnul Hristos ne prezintă care erau preocupările oamenilor? Ce făceau oamenii în acele zile? Priviți ce spune cuvântul. În adevăr,
cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie, și acum ascultați ce spune Biblia, și știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului omului. Observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Care erau preocupările oamenilor în zilele dinainte de potop? Care erau ocupațiile lor de fiecare zi? Încotro erau îndreptate gândurile lor? Încotro era îndreptată mintea lor? Care erau planurile lor în acele zile dinainte de potop? Și Biblia spune, oamenii mâncau, beau, se însurau, se măritau și acesta a fost stilul lor de viață, spune Sfânta Scriptură, până Biblia ne spune în Vechiul Testament că ușa s-a închis după Noe, iar în versetul 39 spune Scriptura și n-au știut nimic până când a venit potopul și i-a luat pe toți. Haideți să deschidem Biblia în Luca la capitolul 17. Luca 17, vrem să citim împreună de la versetul 26. Luca 17, de la versetul 26. Din nou ne este prezentat un pasaj paralel cu acest text pe care tocmai l-am citit prezentat în Matei 24. Luca 17, de la versetul 26. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel. Și în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și a prăpădit pe toți. E bine, nu știu dacă ați observat cu atenție ceea ce noi tocmai am citit atât în Matei cât și în Luca. În Matei este specificată o condiție a celor care trăiau înainte de potop. Și Biblia spune, în timp ce erau preocupați în a mânca, în a bea, în a se însura și a se mărita, acolo erau gândurile lor, acolo erau planurile lor, acestea erau obiceiurile lor de zi cu zi, că ei n-au știut nimic până când a venit potopul și i-a luat, Luca spune, și i-a prăpădit sau i-a pierdut pe toți. Se ridică o întrebare în această seară, de unde și titlul mesajului nostru în aceste momente, nu m-am gândit neapărat la un titlu al acestei prezentări, însă mi-aduc aminte de o predică pe care am rostit-o, cred că este mai bine de 10-12 ani chiar, și mi-a amintit chiar și titlul al acelei prezentări din acea ocazie. Predica suna în felul acesta. Știi și ce dacă știi? Ei bine, Biblia ne spune că acești oameni care trăiau în zilele lui Noe n-au știut nimic. Până potopul și i-a luat pe toți. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră și pe mine în aceste momente. Chiar n-au știut nimic oamenii dinainte de potop? Și probabil că dumneavoastră deja știți răspunsul. Realitatea este că ei au știut. Și cu toate acestea, Dumnezeu consemnează în dreptul acestor oameni, în Matei spune, și n-au știut nimic până când a venit potopul și a luat pe toți. E bine, pentru a răspunde la această întrebare, dacă ei au știut sau n-au știut, mai întâi de toate, aș vrea să ne uităm puțin la caracterul lui Dumnezeu prezentat în Sfânta Scriptură. Pentru că dacă Dumnezeu a trimis potopul, această pedeapsă din partea sa, peste lumea aceea nelegiuită, din zilele lui Noe, în care vedem această atmosferă prezentă și în zilele noastre de astăzi, dacă Dumnezeu a îngăduit dezastru, moarte, suferință, prăpăd, în cele din urmă, lumea fiind distrusă și scăpând numai 8 suflete în acea corabie, aceasta înseamnă că Dumnezeu nu este tocmai corect. De ce spun aceasta? Pentru că din nou și din nou în Biblie,
înainte ca Dumnezeu să fie prezentat ca un Dumnezeu drept, ca un Dumnezeu care face dreptate, ca un Dumnezeu care oferă în cele din urmă plata păcătosului, Biblia îl prezintă pe Dumnezeu al milei, al îndelungii răbdării, până când în cele din urmă Dumnezeu îngăduie ca omul să aibă parte de consecințele alegerii sale. Haideți să citim din cartea Exodului la capitolul 34 în legătură cu trăsăturile caracterului Dumnezeu. Exod capitolul 34, vrem să citim împreună de aici, de la versetul 5. Vezi ce spune Biblia despre caracterul lui Dumnezeu. Exod capitolul 34 și vrem să citim de la versetul 5. Biblia spune: Domnul s-a pogorât într-un nor și a stat acolo lângă el și a rostit numele Domnului. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: Domnul Dumnezeu. Și vreau să observați acum dumneavoastră când citiți în Biblie ce trăsături ale caracterului Dumnezeu sunt menționate mai întâi în dreptul lui Dumnezeu. Vezi ce spune Biblia? Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare. Subliniați îndurare. Milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul. Și acum ascultați. Dar nu socotește pe cel vinovat, drept nevinovat, și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor, până la al treilea și al patrulea neam. Întrebare pentru mine și pentru dumneavoastră citind acest verset. Acum, când Dumnezeu prezintă numele Său înaintea lui Moise, numele Său făcând referire la trăsăturile de caracter ale lui Dumnezeu, ce latura caracterului Dumnezeu este menționată mai întâi în acest pasaj? Este prezentată mai întâi de toate dreptatea lui Dumnezeu sau iubirea lui Dumnezeu? Ați observat cu atenție? Este prezentată mai întâi de toate iubirea lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu. Eu sunt plin de îndurare, plin de bunătate, milostiv, iartă fără de legea, răzvrătirea, păcatul. Dar în cele din urmă Dumnezeu trebuie să fie și că atunci când Sfânta Scriptură ne spune, frații mei, în zilele, în dreptul zilelor lui Noe, când Scriptura spune că oamenii mâncau, beau, se însurau, se măritau, și Scriptura subliniază Matei 24 și n-au știut nimic. Să înțelegem noi, oare, că Dumnezeu nu și-a manifestat înainte de a face dreptate, înainte de a oferi plata păcatului pentru acești nelegiuiți să suporte consecințele păcatelor, Dumnezeu nu a manifestat iubire, îndelungă răbdare, bunătate și iertare față de acea generație de oameni? Dumnezeu a manifestat iubire față de acea generație de oameni. De fapt, din nou și din nou în Sfânta Scriptură ne este prezentat acest principiu și anume, Dumnezeu nu poate condamna pe cineva care nu a avut parte de lumină, de informația salvatoare. Haideți să citim în cartea Genezei. Geneza, capitolul 20, este prezentat aici un exemplu al unui om care a făcut o alegere greșită, dar în lipsa luminii. Geneza, capitolul 20, și vrem să citim de aici, de la versetul 1. Geneza 20, de la versetul 1. Avram a plecat de acolo în țara de miază zi și s-a așezat între Cadeș și Șur, și a locuit ca străin în Gerar. Avram zicea despre Sara, nevastă sa: este sora mea. Și s-a temut să spună că este nevastă sa, ca să nu-l omoare oamenii din cetate. Deci, cu alte cuvinte, Avram minte în acest moment. Deci, el se prezintă înaintea oamenilor ca fiind fratele Sarei, când de fapt și de drept el era soțul. Spune Biblia: Abimelec, împăratul Gerarului, a trimis și a luat pe Sara. Atunci,
Dumnezeu s-a arătat noaptea în vis lui Abimelec și i-a zis: iată, ai să mori din pricina femeii pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat. Întrebare. Știa Abimelec că Sara era soția lui Avram? Nu. Și de aceea, în urma acestui vis, în urma acestei descoperiri a lui Dumnezeu, priviți răspunsul lui Abimelec. Și Abimelec, care nu se apropiase de ea, a răspuns: Doamne, vei omorâ tu oare chiar și un neam nevinovat? Nu mi-a spus el că este soră sa și n-a zis ea însăși că el este fratele său? Eu am lucrat cu inimă curată și cu mâini nevinovate. Deci iată la cum pe Abimelec, prezentând scuza lui înaintea lui Dumnezeu, spune: Doamne, eu n-am știut. El este cel care a spus că este sora lui. Dacă știam că este nevasta acestui om, nu m-aș fi apropiat niciodată de ea. Eu am lucrat cu inimă curată și cu mâini nevinovate. Răspunsul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a zis în vis: știu și eu că ai lucrat cu inimă curată. De aceea te-am zis să păcătuiești împotriva mea. Iată de ce n-am îngăduit să te atingi de ea. Acum dă omului nevasta înapoi, căci el este proroc. Se va ruga pentru tine și vei trăi. Dar dacă nu dai înapoi, am putea spune noi în studiul în această seară, acum după ce a venit lumina, acum după ce ți s-a făcut descoperirea, acum când cunoști adevărul, mergi mai departe, înaintea lui Dumnezeu ești vinovat. Rice spun. Dar dacă nu dai înapoi, să știi că vei muri negreșit, tu și tot ce este al tău. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune: eu știu că n-ai știut, dar lumina a venit. Ce vei face cu ea? Din această seară aș vrea să subliniem acest gând important. Omul acesta era văzut de Dumnezeu nevinovat, ca unul care nu știa că ceea ce el a făcut este greșit. Fapte, capitolul 17. Faptele Apostolilor, capitolul 17. Vrem să citim împreună de aici, de la versetul 30. Faptele Apostolilor, capitolul 17. Și vrem să citim de la versetul 30. Biblia spune: Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. O să vă și spune Dumnezeu. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Dumnezeu nu socoate pe cineva vinovat dacă el nu a avut lumină, dacă el nu a avut parte de adevărul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu spune, atunci când vine adevărul, când vine lumina, când vine cunoștința înaintea ta, atunci este momentul să te pocăiești și să te îndrepți. Prin ce spune Ioan capitolul 9. Ioan. Pentru că este Ioan capitolul 9. Mi-am adus aminte de acest verset. În Ioan capitolul 9. Vreau să citim împreună de la versetul 39 la versetul 41. Biblia spune așa. Apoi Iisus a zis: eu am pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă ori. Unii din farisei care erau lângă el când au auzit aceste vorbe i-au zis: doar n-am fi și noi orbi. Ascultați răspunsul lui Iisus. Dacă ați fi orbi, l-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți, vedem. Tocmai de aceea păcatul vostru. Cu alte cuvinte, principiul este simplu. Nu știi, nu poți să fii condamnat. Nu poți fi învinovățit. Nu poți fi pedepsit, am putea spune. Dar atunci când tu știi, când tu cunoști și încalci, cazi și păcătuiești și calci cu bună știință porunca cuvântului Dumnezeu, în momentul acela ești condamnat. Cu toate acestea, în Matei, capitolul 24, în dreptul generației dinainte de potop, Biblia spune: și n-au știut nimic.
și potopul a venit peste ei. Oare Dumnezeu ar fi îngăduit potopul peste ei dacă ei n-ar fi știut nimic? Dacă ei nu ar fi fost avertizați că potopul avea să vină? Dacă nu ar fi fost chemați la pocăință? Dacă nu ar fi fost chemați înapoi la Dumnezeu? Ar fi îngăduit Dumnezeu peste ei pedeapsa pentru nelegiuirile lor? Dacă nu ar fi fost manifestată mila, îndurarea, bunătatea, iertarea, disponibilitatea lui Dumnezeu de a-i primi înapoi, dacă oamenii doreau să se pocăiască? Frații mei, realitatea este că acești oameni dinainte de potop au știut. Au știut și despre venirea potopului. Li s-a predicat cu lux de amănunte despre evenimentul acesta. Dumnezeu a dus în atenția lor evenimente, am putea spune evenimente profetice, care se împlineau înaintea ochilor lor. Și cu toate aceste dovezi ale lui Dumnezeu, cu toate aceste manifestări pline de putere din partea Cerului, care apelau la inima oamenilor pentru ca ei să se pocăiască, cu toate că oamenii au auzit mai bine de 120 de ani un predicator al neprihănirii pe nume Noe, oamenii au avut parte să asculte acest mesaj, un mesaj în tonuri clare, un mesaj cristal, un mesaj, un sunet clar din trâmbiță, cum spunem noi astăzi, oamenii au văzut și evenimente împlinindu-se înaintea ochilor lor. Și cu toate că ei au știut, de fapt n-au știut. Frate Andrei, ce vrei să spui? Că nu prea înțelegem. Poate unii dintre noastră vă puneți pe gânduri în acest moment. Cum au știut, dar de fapt ei n-au știut nimic. E bine, nu uitați ce a spus Domnul Hristos. Cum a fost în zilele lui Noe, la fel va fi și la sfârșitul istoriei acestui pământ. Și vom vedea, frații mei, în această seară, că este posibil ca noi să știm intelectual. E posibil ca noi să înțelegem lucrurile teoretic. E posibil ca noi să avem toate datele problemei. Noi putem să știm tot ce se apropie și ce se împlinește și ce este în fața noastră. Noi putem să vedem evenimente profetice întâmplându-se înaintea noastră, lucruri despre care noi am auzit și am învățat de ani de zile. Și cu toate acestea, să nu știm nimic. Cum e posibil? Haideți să citim din Biblie, mai întâi de toate să descoperim că în zilele lui Noe, Dumnezeu a apelat printr-un sol, printr-un predicator, îndemnându-i pe oameni la neprihănire. Mergem în cartea 2 Petru. 2 Petru, capitolul 2. Vrem să descoperim dacă acești oameni au știut sau n-au știut. 2 Petru, capitolul 2. Vrem să citim împreună de aici, de la versetul. Haideți să citim de la versetul 5. 2 Petru, capitolul 2. Vrem să citim de la versetul 5. Dacă n-a curățat el lumea veche, atenție, și a scăpat pe noi acest propovăduitor al neprihănirii împreună cu alți 7 inși când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți. Deci înainte ca să vină potopul peste lumea aceasta de nelegiuiți, Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu a trimis un predicator al neprihănirii. Cine era acest predicator al neprihănirii care îndemna pe oameni la pocăință? Numele lui era Noe. Dar împreună cu Noe, prin Noe, lucra Dumnezeu. De fapt, Duhul Sfânt, spune Sfânta Scriptură, se lupta pentru ca oamenii să fie conduși la pocăință, să se întoarcă de la calea lor cea rea, să se întoarcă la Dumnezeu. Suntem aici, în cartea 2 Petru, vă invit să citim din 1 Petru, capitolul 3. 1 Petru, capitolul 3. Și vrem să citim de la versetul 18. În legătură cu zilele dinainte de potop, zilele lui Noe. Și vom descoperi în acest pasaj efortul făcut de Duhul Sfânt pentru a-i chema pe oameni la pocăință. 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 18. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate. El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți,
ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup. Cornilescu spune, dar a fost înviat în Duh. Originalul spune, a fost înviat de Duhul, atenție, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. Deci Duhul Sfânt, la un moment dat, a predicat duhurilor din închisoare. Când? Ascultați! Care fuseseră răzvrătite odinioară. Când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare. Când era îndelunga răbdarea lui Dumnezeu în așteptare? În zilele lui Noe. Când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de Haideți să recapitulăm. Ce spune Sfânta Scriptură că a manifestat Dumnezeu în zilele lui Noe conform acestui pasaj? Îndelunga sa răbdare. Deci Dumnezeu și-a manifestat răbdare, bunătate, iubire, milă, dorința sa de a ierta, de a salva pe cel păcătos în zilele lui Noe. Mai mult decât atât, Biblia ne spune că oamenii au avut ocazia ca în fața ochilor lor să vadă construită o corabie care semăna mai mult cu o casă. Dacă vă aduceți aminte, în Cartea Genezei, capitolul 6, Biblia ne spune că această corabie avea 3 etaje, 3 rânduri de cămări. Unul jos, unul la mijloc și unul sus. Deasupra era o singură ușă prin care se putea intra în această corabie. Iar acele etaje erau împărțite în cămăruțe. Avem etaje, avem cămăruțe, avem fereastră, avem o ușă. Acea corabie semăna mai mult cu o casă. Acea corabie avea să fie un monument al lui Dumnezeu prin care el declara că este intenția lui nu să salveze indivizi, ci dorința lui Dumnezeu era să salveze familii. Dumnezeu avea o povară pentru familiile oamenilor. Dumnezeu vrea să salveze cât mai mulți oameni. Iar oamenii au avut posibilitatea să vadă acea corabie construindu-se înaintea ochilor lor, când îndelungă răbdarea lui Dumnezeu a fost manifestată față de acea generație de oameni. Prietenii mei, vreau să vă spun un lucru. Înainte de a veni sfârșitul în aceste zile din urmă, înainte ca Dumnezeu să pună capăt istoriei acestui pământ, Dumnezeu va manifesta încă o dată îndelunga sa răbdare. Chiar astăzi, mi-aduc aminte, stăteam de vorbă săptămâna aceasta cu cineva care mi-a mărturisit un lucru. Și a spus, eu am obosit de câte ori Dumnezeu a avut răbdare cu mine. Eu am obosit de câte ori am promis lui Dumnezeu și am făgăduit lui Dumnezeu că nu mai fac ceea ce am făcut de atâtea ori. Și cu toate acestea, Dumnezeu este dispus să mă primească. Simt că Dumnezeu este dispus să mă iubească. Mă caută, apelează la inima mea. Dar eu nu vreau. Eu nu vreau. Și cu toate acestea, Dumnezeu în continuare stăruie la ușa inimii mele. Bate la ușă pentru ca eu să-i deschid. Frații și surorile mele, Biblia ne spune că aceasta a fost atitudinea plină de dragoste a lui Dumnezeu în zilele lui Noe. Într-un timp când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu se lupta pentru ca oamenii să fie scoși din temnița păcatului. Priviți ce spune Cartea Genezei, capitolul 6. Cartea Genezei, capitolul 6. Există o întrebare care este pusă adesea în dreptul generației lui Noe. Este amintită, mai mult sau mai puțin, în cercuri mai mari sau mai restrânse, o întrebare, și anume, de unde știm conform Bibliei că Noe a predicat 120 de ani? De unde știm noi lucrul acesta? Iată care este dovada biblică. Geneza, capitolul 6, am vrea să citim împreună de aici, de la versetul 3. Geneza 6, de la versetul 3. Biblia spune, atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne. Și dacă vă uitați cu atenție,
În traducerea Cornilescu, deasupra cuvântului rămâne aveți un 1. Cifra 1 este pusă deasupra cuvântului rămâne. În marginea Bibliei, la subsolul Bibliei dumneavoastră, veți descoperi scris nu se va lupta sau nu va stăpâni. Cu alte cuvinte, versetul sună Duhul meu nu se va lupta pururea în om. Duhul meu nu va rămâne pururea în inima omului. Este exact ceea ce noi am citit în 1 Petru la capitolul 3. Că în zilele lui Noe, când îndelunga răbdare era manifestată din partea Dumnezeu, Duhul Sfânt apela la inima oamenilor, încercând să-i scoată din temnița păcatului, folosindu-se de vocea solului Dumnezeu, acel predicator pe nume Noe. Predicator al neprihănirii, care prezenta neprihănirea lui Dumnezeu, îndemnându-i pe oameni la pocăință să se întoarcă un mesaj care îi atenționa pe oameni de un potop, de un prăpăd, de o nenorocire care avea să vină și o soluție din partea cerului. Intrați în corabie și veți fi în siguranță. Biblia spune, atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci omul nu este decât carne păcătoasă. Totuși zilele lui vor fi de 120 de ani. Iar unii oameni citesc, conform acestui verset spun, din momentul acesta, viața omului nu putea să fie mai lungă, mai mare, de 120 de ani. Greșit, prietenii mei. Dacă interpretăm așa pasajul acesta, aceasta ar însemna că Dumnezeu este un mincinos. Citi cu atenție. Geneza capitolul 11. Geneza capitolul 12. Veți descoperi că imediat după potop, oamenii au trăit multe sute de ani în continuare. Chiar și Avram a trăit mai bine de 120 de ani. Moise în cele din urmă adorme în Deuteronom 34, versetul 6 și 7. Biblia spune că Moise a murit la vârsta de 120 de ani sătul de zile. Și încă în putere. 120 de ani. Pasajul nu vrea să ne spună că din acel moment omul avea să trăiască doar 120 de ani. Citind de 120 de ani, Duhul Sfânt avea să mai apeleze, avea să mai lupte, avea să se zbată, avea să implore, avea să cheme pe oameni la pocăință. Prin vocea cui? Prin vocea lui Noe. Dar frate Andrei, dar Biblia spune că ei n-au știut. Cum n-au știut dacă Noe a predicat timp de 120 de ani? Cum n-au știut ei că vine potopul când au văzut construindu-se în fața ochilor lor o corabie care era soluția lui Dumnezeu la această criză? Cum nu au știut? Cum nu au știut când Duhul lui Dumnezeu le vorbea? Cum nu au simțit ei impulsurile Duhului Sfânt? N-au auzit ei șoaptele Duhului Sfânt care îi îndemnau mereu și mereu să facă o schimbare în viața lor? Dați-mi voie să vă spun un lucru. Știați dumneavoastră, vă aduceți aminte ce am citit în 1 Petru? Că în zilele lui Noe a fost manifestată îndelunga răbdarea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră. Conform Bibliei, știți care a fost persoana care a trăit cel mai mult din istoria biblică, prezentată aici în Sfânta Scriptură, omul care a trăit cel mai mult pe fața Pământului? Cum se numește omul acesta? Numele lui este Metusalam. Iar Metusalam 969 de ani. 969 de ani. Este omul care este prezentat în Biblie ca fiind cel mai longeviv. Cea mai mare perioadă de timp trăită a depășit și pe Noe și pe Adam. 969 de ani. Notați-vă. Când studiați cuvântul acesta, numele acesta, Metusalam se traduce. Când voi muri, voi trimite. Când voi muri, voi trimite. Și vreau ca să studiați dumneavoastră. Îmi pare rău că nu am această posibilitate acum, dar știu că ați învățat matematică la școală, chiar această lecție am predat-o copiilor mei la clasa de Biblie acasă și am văzut copiii ușor. Veți descoperi
În Geneza, la capitolul 7, versetul 6, versetul 10, versetul 11, Biblia spune că în anul al 600-lea al vieții lui Noe, Sfânta Scriptură ne spune, potopul a venit. Iar dacă mergeți în Geneza la capitolul 5 și veți citi această genealogie prezentată și cât au trăit fiecare dintre acești patriarhi, veți vedea cum Sfânta Scriptură ne prezintă foarte, foarte clar un lucru deosebit de important și anume. Punând toate datele una peste alta, veți descoperi cum în anul morții lui Metusala, potopul a venit. Anul morții lui Metusala a fost anul în care potopul a venit. Priviți Geneza capitolul 5. Geneza capitolul 5. Și aș vrea să citesc de aici, de la versetul, priviți ce spune Biblia, de la versetul 25. La vârsta de 187 de ani, Metusala a născut pe Lamech. Deci, cu alte cuvinte, când Lamech nu avea nici măcar un an, Metusala avea deja 187 de ani. După nașterea lui Lamech, Metusala a mai trăit 782 de ani și a născut fii și fiice. Deci câți ani a mai trăit Metusala de la nașterea lui Lamech? 782 de ani. Toate zilele lui Metusala au fost de 969 de ani, apoi a murit. La vârsta de 182 de ani, atenție acum, Lamech a născut un fiu. Acum uitați-vă dumneavoastră. Deci Sfânta Scriptură ne spune că în anul 187 de ani, Metusala a născut pe Lamech. La vârsta de 100, spune cuvântul lui Dumnezeu, 182 de ani, Lamech a născut un fiu. Dar Scriptura spune, după nașterea lui Lamech, Metusala a mai trăit 782 de ani. 782 minus 182 este momentul nașterii lui Noe. Ascultați. El i-a pus numele Noe. 782 minus 182, cât fac prietenii? 600. Iar Biblia ne spune că în acel moment s-a născut Noe. În ce an al vieții lui Noe, spune Geneza capitolul 7, versetul 6, Noe era în vârstă de 600 de ani când a venit potopul pe pământ. Deci, cu alte cuvinte, în anul morții lui Metusala, Metusala, ori de câte ori oamenii auzeau acest cuvânt, ori de câte ori auzeau, era o profeție, era un semnal de alarmă. Când voi muri, voi trimite. Ceva va veni imediat după moartea mea și oamenii ar fi trebuit să înțeleagă, la fel cum mulți ar trebui să înțeleagă astăzi, că numele pe care Dumnezeu ni l-a dat ca popor, Adventist de ziua șaptea, mulți se întreabă ce este cu acest nume în contextul timpului în care noi trăim. Ar trebui să înțelegem că acest nume ne îndeamnă la o ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Numele acesta este o mustrare pentru toate bisericile care calcă cu bună pulizat cuvântul lui Dumnezeu. Profeția biblică. Mulți vor fi puși pe gânduri chiar în aceste zile din urmă, ascultând vești, ca în Parlamentul European. Vești în care Parlamentul European, sindicate din Europa, se luptă pentru a impune ziua duminicii ca zi de închinare în aceste zile din urmă. Donald Trump, de două ori, în doar 2 ani de zile, a chemat întreaga națiune a Americii, chiar și în contextul COVID-19, la rugăciune America să se unească în mod special în ziua duminicii. Frații și surorile mele, dar cine are ochi și cine are urechi, despre timpul acesta în care noi trăim. Metusala, când voi muri, voi trimite. Oamenii au văzut corabia, oamenii l-au auzit pe Noe, 120 de ani predicând, Metusala a murit,
Duhul Sfânt se lupta pentru salvarea lor. Îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era manifestată. Și au văzut cu ochii lor evenimente pe care nu le-au văzut niciodată. Geneza, capitolul 6, Dumnezeu a profetizat și a spus lui Noe. Deci ce spune Biblia? De la versetul 18. Dar cu tine fac un legământ. Să intri în corabie tu și fiii tăi, nevastă ta și nevestele fiilor tăi împreună cu tine. Din tot ce trăiește, din orice făptură, să iei în fiecare soi. Să le ții, spune cuvântul lui Dumnezeu, să le ții vii cu tine și să fie de o parte bărbătească și de o parte femeiască. Din păsări după soiul lor, din vite după soiurile lor și din toate târătoarele de pe pământ după soiurile lor. Ca să vină la tine înăuntru câte două din fiecare soi. Ca să le ții cu viață. S-a împlinit această profeție. Biblia spune în Cartea Genezii, de la capitolul 7, începând de la versetul 7. Și Noe a intrat în corabie cu fiii săi, cu nevasta sa, cu nevestele fiilor săi, din pricina apelor potopului. Din dobitoacele curate și din dobitoacele necurate, din păsări și din tot ce se târăște pe pământ, au intrat în corabie la Noe. Două câte două, câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască, așa cum le-a poruncise Dumnezeu lui Noe. Vă imaginați scena aceasta, prieteni? Oamenii au fost martori la această scenă. Ei au văzut lupul ei au văzut leul și gazele. Zebrele erau împreună alături de lei. Partosul, panterele, cele mai fioroase fiare, ursul și vițelul, vaca asta, mergeau împreună ghidate de prezența lui Dumnezeu. Oamenii n-au văzut niciodată așa ceva în viața lor. Și cu toate acestea, când cerul a fost întunecat de mulțimea păsărilor, vă imaginați dumneavoastră câte soiuri de păsări astăzi sunt dispărute de pe fața pământului datorită vânatului, datorită comportamentului nostru inuman. Câte păsări au fost create de Dumnezeu la început, mărimi diferite, culori diferite și din toate acestea Dumnezeu a poruncit. Intrați în corabie. Se spune, cerul s-a întunecat, spune Patriarhii și Profeții. Cerul s-a întunecat de mulțimea păsărilor și păsări care nu au fost create după chipul lui Dumnezeu. Au ascultat vocea lui Dumnezeu și au ascultat îndemnul îngerilor care împingeau animale acestea să intre în corabie. Iar oamenii cu creier, cu capacități extraordinare, creierul folosind la o capacitate pe care noi nu putem folosi astăzi, au rămas afară, frate. Și știți ce s-a întâmplat? Pentru un timp, și-au pus întrebări. La fel cum omenirea își pune astăzi întrebări în această criză mondială, COVID-19, parcă lumea s-a oprit, politicienii își pun întrebări, economiștii își pun întrebări, bisericile își pun întrebări. Dumneavoastră realizați că de acum înainte biserica noastră și modul în care s-au desfășurat serviciile divine va fi cum nu v-ați gândit niciodată, probabil. Lumea s-a schimbat. Și cu toate acestea, din nefericire, pentru majoritatea acestei lumi, va fi doar o impresie de moment. Va fi doar un wow, n-am mai văzut așa ceva, n-a fost așa ceva. Și oamenii își vor relua viața de la început. Și vor continua în avântul după lucrurile lumii acestea, fără să-și dea seama că ultimele apeluri ale lui Dumnezeu și în timp ce noi predica, în timp ce noi construia corabia, părțită în cămăruțe, în timp ce animalele intrau în corabie, în timp ce Duhul Sfânt încerca din răzputeri să îndemne pe oameni la pocăință, care erau preocupările oamenilor? Mâncau, beau, se însurau, se măritau. Îngrijorările vieții acestea puseseră stăpânirea asupra lor încât ei n-au avut timp să dișeană împlinirea cuvântului pe care noi îl predicase de atâta timp. Frații mei, Biblia spune ei n-au știut nimic. Întrebarea este, au știut sau nu au știut?
Au știut teorie. Au văzut cu ochii lor. Au văzut semne. Au văzut minuni. Au auzit predici. Predici puternice. Cristale explicate. Noe predica cu lacrimi agonizat înaintea lor, îndemnându-i să vină la pocăință. Duhul Sfânt se lupta, au văzut îndelunga răbdarea lui Dumnezeu, cel mai longeviv om, Metusalah, 969 de ani, moare! Omul acesta era o mărturie a harului Dumnezeu care s-a întins și s-a întins, să Dumnezeu a spus destul. S-a terminat. Și cu toate acestea, informația lor, ce ei știau, calculele lor profetice, profeția se va împlini așa, dar noi știm și despre asta, și știm despre asta, știm că vine asta, știm că se va întâmpla asta. Ei nu au pus nimic în practică. Ei nu au pus nimic în practică. Și au rămas la teorie, au rămas la, dar noi știm, dar noi am văzut, dar asta trebuie să împlinească. Și cu toate acestea n-au făcut niciun pas în curabie. Iubiții mei, frați, e posibil ca și noi în aceste zile din urmă să ne găsim în aceeași situație în care s-au găsit oamenii zilele noi? E posibil ca și noi să auzim astăzi Cuvântul Dumnezeu și să știm. Noi să știm că vine decretul duminical. Noi să știm că se va impune semnul fiare. Noi să știm că va veni persecuția. Noi să știm că nu vom putea cumpăra și vinde. Noi să știm că va trebui să dăm socoteală pentru credința noastră. Noi să știm că fiecare va trebui să fim implicați în lucrarea lui Dumnezeu. Noi să știm că trebuie să ne pregătim. Dar exact așa cum trec păsările deasupra capului și zile din viața noastră, noi știm. Dar în privința pașilor pe care noi trebuie să facem, de ani de zile, rămânem în același loc, știm și faptul că noi știm nu ne ajută la nimic. Și aceasta va fi condamnarea noastră în aceste zile din urmă. Frații mei, pe cine reprezintă Noe în aceste zile din urmă? Pe cine reprezintă Noe în aceste zile din urmă? Acest propovăduitor al neprihănirii. Dacă noi trăim în aceste zile din urmă, zilele lui Noe, dacă condiția lumii este la fel ca în zilele lui Noe, asta înseamnă că Dumnezeu se va folosi din nou de predicatori ai neprihănirii. Dumnezeu se va folosi de un Noe, de o mișcare a semnei lui Noe în aceste zile din nou. Și oamenii vor auzi. Oamenii vor înțelege. Dar din nefericire, mulți nu vor uni partea aceasta teoretică cu practica în viața lor. Cartea Ezechiel, capitolul 14, ne aduce în atenția noastră că Noe este un simbol al rămășiții. Ezechiel, capitolul 14. Ezechiel, capitolul 14. Priviți ce spune Cuvântul lui Dumnezeu aici, în Ezechiel 14, de la versetul 14. Spune Biblia așa. Chiar dacă ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, Noe, Daniel și Iov, ei nu și-ar mântui decât sufletul lor prin neprihănirea lor, zice Domnul Dumnezeu. Observați, este menționat aici Noe. Și ar fi în mijlocul ei noi, Daniel și eu, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că n-ar scăpa nici fi, nici fiice, ci numai ei și-ar mântui sufletul prin neprihănirea lor. Și acum, cine sunt, de ce sunt menționate aceste personaje? Pe cine reprezintă noi în mod special în această seară? Totuși așa vorbește Domnul Dumnezeu. Măcar că trimit împotriva Ierusalimului cele patru pedepse grozave ale mele, sabia, foametea, fiarele sălbatice și ciuma, ca să nimicesc cu desăvârșire din el oameni și vitele, tot va fi o rămășiță care va ieși din el, și anume fii și fiice. Iată, aceștia vor veni la voi. Le veți vedea purtarea și faptele și vă veți mângâia de nenorocirea pe care o aduc asupra Ierusalimului. De tot ce aduc asupra lui. Pe cine reprezintă noi? În aceste zile din urmă?
Noi este simbolizat prin rămășița. Iar rămășița lui Dumnezeu are o lucrare în aceste zile din urmă. Lucrarea lui noi a fost aceea de a predica mesajul neprihănirii, de a îndemna pe oameni să intre în corabie. Dar astăzi nu avem nicăieri în lumea noastră o corabie fizică construită. Prietenii mei, corabia aceasta care se construiește este o corabie reprezintă relația noastră personală cu Domnul Iisus Hristos. El este ușa aceea prin care noi putem intra. Singura metodă prin care putem să fim mântuiți. Lemne în acelea care au fost străpunse, cuie, arătând la viața Domnului Iisus Hristos de sacrificiu. Ascultați-mă acum. Acea corabie a lui noi, despre care Biblia ne spune în Cartea Genezei că avea 3 etaje, în aceste zile din urmă, reprezintă un mesaj, reprezintă o solie, reprezintă un adevăr la care Dumnezeu îi cheamă pe oameni prin rămășiță în aceste zile din urmă. Cartea Isaia, capitolul 18. Haideți să dovenim cu bine. Reprezintă ca o aplicație și un mesaj. Cartea Isaia 18. Vrem să citim de la versetul 1. Și dorim să concluzionăm gândurile noastre în această seară. Vai de tine, țară, în care răsună zângănit de arme și care ești dincolo de râurile Etiopiei. Tu care trimiți sol pe mare în corăbii de papură care plutesc pe luciul apelor. Duceți-vă, soliuți, la neamul acela tare și puternic, la poporul acela înfricoșat de la începutul lui, neam puternic care zdrobește totul și a cărui țară este tăiată de râuri. O să luați și spune, ce erau trimiși pe corăbii, spune Biblia aici? Solii erau purtate. Iar rămășița, noie modernă aceste zile din urmă, îi invită pe oameni. Duhul Sfânt lucrează prin acest sol al neprihănirii, îndemnându-i pe oameni să intre într-o relație cu Domnul Iisus Hristos. El care poate fi salvarea noastră, dar Hristos se descoperă în mod special printr-un adevăr prezent în aceste zile din urmă. Solie! Câte etaje am spus că avea corabia lui Noe? 3 etaje. 3 etaje. Cartea Evrei, capitolul 11, prin ce spune Biblia despre corabia lui Noe. Unii dintre noastre deja anticipați. Frate Andrei, faci ce faci, tot la cele 3 sulingere te ajungi. N-avem cum. Pentru că Biblia ne prezintă clar și lămurit. Acesta fiind adevărul lui Dumnezeu pentru aceste zile din urmă, în mod special. Evrei, capitolul 11, vrem să citim împreună de la versetul 7. Prin credință, noi, când a fost înștiințat de Dumnezeu, despre lucrurile care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, atenție, a avut chivot ca să scape ce? Casa. Vechiul Testament ne spune că el a făcut o corabie. În Evrei, corabia este asemănată cu un chivot. Lucrarea rămășiței în aceste zile din urmă. De a-i chema pe oameni la corabie, de a-i chema pe oameni la o solie, o solie compusă din 3 părți, la fel cum corabia avea 3 părți, o solie unde trebuie să vedem chivotul lui Dumnezeu, unde trebuie să vedem legea lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu. Și ce solie a încredințat Dumnezeu rămășiței? În aceste zile din urmă. O solie în care trebuiau să intre fiare și păsările cerului. Fiare! Ce reprezintă fiarele și păsările în Biblie, prieteni? Noroade, culoate, neamă, limbi. Ce solie compusă din 3 părți care trebuie să aibă în centru legea lui Dumnezeu este solia în care trebuie să cuprindă noroade, culoate, neamuri, limbi. Este întreita solie. Apoi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică ca să o vestească tuturor locuitorilor pământului. Oricărui neam, oricărui seminții, oricărui nim și oricărui noroc. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă că ți-a sosit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul și marea și zvoarele apelor.
Și apoi urmează cel de-al doilea mesaj și cel de-al treilea mesaj în contextul revenirii Domnului Iisus Hristos. Dar la fel, ca în zilele lui Noe, și astăzi putem să știm, dar de fapt nu știm nimic. Și astăzi, ca și atunci, putem auzi tonurile clare ale întreitei solii îngerești. Unii dintre noi, frații mei, o facem de ani de zile. Știți că eu mă gândesc cu groază la mine în mod special. De câți ani vorbesc despre lucrurile acestea? Să auzim despre lucrurile acestea? Și e posibil ca noi să ne obișnuim. Să ajungem să transformăm Cuvântul Dumnezeu ca un clișeu. Prima solie, a doua solie, a treia solie, să le cunoaștem, să le vedem. Să vedem chiar evenimente profetice întâmplându-se în jurul nostru. Care arată că suntem la sfârșitul istoriei acestui pământ. Și cu toate acestea, noi să nu intrăm în curate. Cu toate acestea, noi să nu intrăm într-o relație cu Domnul Iisus Hristos. Ce tragedie, frații mei, vă dați seama? Să auzim Cuvântul lui Dumnezeu. Să spunem da și amin. Să auzim tonurile clare ale primei solii, acele de-a doua solii, acea de-a treia solii, să le auzim explicate clar, frumos, să înțelegem, să spunem sunt de acord, știm ce vine, știm ce urmează, știm ordinea evenimentului, cunoaștem de-a fie de-a cap, dar când e vorba de pregătirea noastră practică, pentru aceste lucruri să facem pași practici, rămânem afară. Și rămânem doar cu impresii și cu emoții și cu gânduri de bine. A fost frumos, a sunat bine, a fost frumos explicat. Și plecăm acasă, s-a mai sfârșit o predică, s-a mai sfârșit un serviciu, fără nicio dorință de a ne ruga mai fierbinte, de a studia mai fierbinte, de a mărturisi pe Dumnezeu mai fierbinte, de a lăsa pe Dumnezeu să schimbe viața noastră. Și nu e de mirare că în Apocalipsă, în dreptul bisericii la Odiseea, Dumnezeu spune, știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. Ah, spune Dumnezeu, o, dacă ai fi rece sau înclocot, dar pentru că ești căldicel, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și apoi Dumnezeu spune, și nu Doamne, Tu ești dispus să ne vergi din gura Ta acum când Tu vezi că noi nu știm? Sau știm, frații mei? Și nu știm. Să ne vergi Dumnezeu din gura Lui așa neștiutor? Nu, prietenii mei. Ci realitatea este că noi știm. Noi știm că trebuie să facem altarul de dimineață și de seară. Nu-l facem. Noi știm că trebuie să îndepărtăm gelozia, invidia, nemulțumirea, neascultare, bârfa, critica, etc. Noi știm lucrul acesta. Nu o facem. Noi știm că ne trebuie să ne pregătim pentru zilele care vin peste istoria acestui pământ. Știm. Știm că va veni un timp când nu vom putea cumpăra și vinde nimic. Știm că va veni un timp când va fi greu, greu, chiar din punct de vedere fizic. Știm că Dumnezeu ne-a spus să ne pregătim o corabie fizică. Știm lucrul acesta. Știm fizic în ce sens. Dacă așteptăm împlinirea profeției biblice, un timp că nu vom putea cumpăra și vinde nimic, Dumnezeu spune, vreau dacă tu crezi în acest mesaj că va veni, se va împlini, tu crezi că va veni peste lumea aceasta un astfel de timp? Cum mărturisești înaintea lumii că tu crezi într-o astfel de studiu? E ca și cum eu asta într-o clădire, picior peste picior pe un scaun, spun, această clădire în următoarele 30 de secunde se va prăbuși. Și eu îmi iau o pernă și dorm pe scaunul acela. Știți ce vor spune oamenii dacă mă vor vede? Ori sunt de la casa de nebuni, ori aceasta este o glumă proastă și oamenii se culcă pe ureche și stau liniștiți. Așa face mulți dintre noi, frații mei. Noi spunem că Domnul vine, că sfârșitul tuturor va întâmpla așa și așa. Și avem nevoie de un COVID-19, 20 sau cine știe ce ar mai veni, ca să ne dăm seama că planul lui Dumnezeu este cel mai bun și cel mai sănătos. Slavă Domnului pentru cei care s-au trezit. Și cei care intenționează să facă pași în direcția aceasta.
Dar unii, nici cu toate aceste dovezi, frații mei, nu se vor mișca deloc. Care sunt acele lucruri din viața noastră pe care noi le știm? Pentru că adevărul nu este adevăr decât numai atunci când îl punem în practică. Ultimul verset în această seară se găsește în cartea 1 Samuel. În 1 Samuel, la capitolul 2, și poate că versetul acesta vă va pune pe gânduri și pe dumneavoastră. Este un verset simplu, dar aș vrea să înțelegeți ce înseamnă la Dumnezeu a ști cu adevărat, a cunoaște pe Dumnezeu cu adevărat. 1 Samuel, capitolul 2, versetul 12. Fiii lui Eli erau niște oameni răi. Ei nu cunoșteau pe Domnul. Cine vine în dreptul acestor oameni? Ei nu cunoșteau pe Domnul. Știți cine erau acești oameni? Erau oameni care știau despre sanctuar, ei știau despre jertfă, ei știau despre îmbrăcămintea preoților, ei știau despre zecimi și darul, ei știau toate aceste amănunte. Ei slujeau ca preoți în sanctuar. Ei erau obișnuiți cu sanctuarul. Biblia spune, ei nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Vă imaginați această scenă? Să vii la biserică, să dai zecimi, să cânți în cor, să predici, să slujești celor din jur. Dumnezeu spune, nu mă cunoști. Tragică situație în care ne putem găsi. Fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne ajute în această seară să unim teoria cu practica. Știm că trebuie să studiem mai mult. Haideți să studiem mai mult. Știm că trebuie să ne rugăm mai mult. Haideți să ne rugăm mai mult. Știm că trebuie să dăm ascultare vocii lui Dumnezeu. Haideți să cunoaștem cu adevărat. Pentru că nu cumva Dumnezeu să spună și în dreptul nostru și n-au știut nimic. Până când a venit potopul și a luat și pe ei. Ajută-ne, Doamne, în această seară ca să-ți mulțumim pentru toate dovezile acestea de iubire, de răbdare și de iertare față de noi și să răspundem, Doamne, cu o viață practică pusă în serviciul Tău, în slujba altora, o viață de pocăință autentică ca să Te cunoaștem pe Tine. Căci viața veșnică este aceasta. Să Te cunoască pe Tine. Vă invit să ne plecăm pe genunchi și să ne rugăm în aceste momente. Doamne, Tatăl nostru care tronezi în ceruri, venim înaintea Ta în aceste momente ale serii la început de seara. Îți mulțumim, Doamne, pentru Cuvântul Sfânt. Îți mulțumim pentru chemarea pe care Tu ne faci la pocăință. Și în mod deosebit, chemarea pe care Tu ne faci ca ceea ce știm, ceea ce noi auzim, ceea ce noi citim, ceea ce noi studiem, ajută-ne, Doamne, să nu rămânem numai la teorie. Ajută-ne să nu rămânem numai la emoție, impresie. Și ajută-ne, Doamne, să punem în practică prin puterea Ta, să trăim acele lucruri pe care Tu ni le descoperi pentru salvarea noastră și salvarea celor din jur. Doamne, binecuvintează-ne în ziua Sfântă de Sabat. Învață-ne Tu, mustră-ne Tu, vindecă-ne și ajută-ne ca în cele din urmă să ne asemănăm pe deplin cu Domnul Iisus Hristos. Ne predăm viața noastră în mâna Ta în această seară și pe acelor dragii noștri, căci ne-am rugat în numele Lui Hristos și îți mulțumim.
Iubiți prieteni, vă spunem pacea Domnului în această seară, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă păzească. Prin harul lui Dumnezeu ne vom întâlni mâine dimineață din nou în transmisiune directă din locul acesta, începând cu ora 10 dimineața. Ne vom întâlni și vom transmite Cuvântul lui Dumnezeu pentru aceia dintre dumneavoastră care aveți bucuria și disponibilitatea de a ne asculta și de a fi împreună în închinare. Vă așteptăm din nou împreună. Pacea lui Dumnezeu să fie cu noi.